Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi v-am promis încă un filmuleț, dar nu despre rama respectivă, pe care oricum au construit-o cu trântori. Iată, sunt într-o zonă unde mi-a roit un stup. Cu toate, mă așteptam la acest lucru, dar na, am sperat să nu roiască, dar se pare că roiește până la urma urmei. Nu o să fac un film foarte lung. Cum am prins eu roi? Uite, cu o cutie de carton și cu un par. Încă n-am fost eu pregătit să prind roiuri de prin copaci. Am improvizat, na, ca orice om. Iar aici am adus un stup și l-am scuturat în acest stup. Iată aici albinuțele cu glanda Nasanov deschise, ventilând să propage cât mai tare acest miros, să aducă și celelalte albinuțe la stup. În acest stup am pus câteva rame cu miere și atâta. Eu cam așa am făcut. Acum vom aștepta seara și vom duce stupul acasă pe poziția lui. Deci cam asta s-a întâmplat azi, a roit unul, este mare roiul, dacă am văzut bine pe 6 rame. Deci totul merge bine, ne-am mai mulțit cu un roi azi. Asta v-am lăsat și numai bine.